Săptămâna asta în The Virgin Vlog strigăm la lună. Strigăm în club. Strigăm după valii. Să-mi iau două de băiatul ăsta de valii. O să iau un cadou când vine. Îndeplinim un vis în campania Dare to Dream, iar asta e de la mine. Mesajul îi vizează exclusiv pe colegii mei, Șurubel și Cristi Stanciu. Ok, strigoi și fecioare goale care își văd ursitul. Așa e cu tradiția de Sfântul Andrei. Cei care se trezesc de vreme fac Virgin Tonic la Virgin Radio. Începutul de zi poate fi uneori altfel, cu lună plină și pături aruncate în mare viteză. A luat bidonul, mă, nu pot să cred. Băi, frate, nu pot să cred. Wow, sărat. Și ce voiam să zic de fapt e că numai noi și vârcolașii ce mai ieșim pe luna asta plină. Pentru că Alexandra, Ionuț, Șurubel și Bogdan se trezesc de prea mult timp, prea devreme, chestia asta să știți că are urmări, pe termen lung. Atenție, aceste imagini sunt prima etapă din ceea ce mai târziu ar putea fi un sindrom Tourette. Altfel, o să am un tic de ăsta în care o să dau din cameră. Hai că te-am filmat, te bag în vlog. Mă bagi, dacă mai comentezi, mă bagi în vlog dacă mai zic ceva. Scăpăm de vrăi și ticuri apelând la ceva non-tradițional. Și da, evident, nu vorbesc de usturoi. Deci acum Bogdan a încercat un update, testați? Își pierde din respirație? Ba nu, mă, sunt ok, stai. Încearcă să se abțină. Ți s-au lăsat ochii un pic. Opa. Opa, cum e față de sală? Și-a pus scară de la 1 la sală. Mamă, stai că mă ia. Și-a pus mâna la gât. E în mine. Hai încă o dată, hai. Acum ține mâna la gură și a făcut ochii mici. Stai că mai ia o dată, m-ați enervat. Hai, stați așa. Băi, asta îmi place, de că e și ambițios. Da, până și în prostie ambițios. Merge până în pânză de venți cu ardei ăsta. Opa, deja se strâmbă, se schimonosește. Am pe omulent. Ai. Eu oricum nu te mai văd bine că mi-au dat lacrimile și mi-arde buza superioară. Pentru că... Mamă, de ce ai s-a dat? Bogdan a început să sughite. Nu știu cum vine asta cu sughițatul. Se irită începutul sistemului digestiv, esofagul, și de aia sughițatul. Deci, Bogdan, trebuie să vedeți ale fața omului care a pierdut controlul în momentul ăsta. Alexandra are ochii umezi. Cum e? Nu, am senzația că nu pot să vorbesc, că din secundă în secundă s-ar putea să sughiți. Gata, i s-au umezit ochii și lui un pic. Da, mă, dar am dus-o pe picioare fără să bea apă. Ai dus-o, bravo, Bogdan. Bravo. Bea apă. În momentul ăsta se chinuie un pic, bate din picioare. Da, m-am mâncat ardei, uite. Ai mâncat, bravo, felicitări. Bine, pe noi nu ne ține mult. Starea asta de om normal nu durează, pentru că pe noi ne plictisește normalitatea. Bună, sunt Delia Rus. Te rog frumos, bravo. Dați-vă la o parte, dacă deja vorbesc aproape că... Hei, s-a golit balonul. Hei, nu mă spart. Ah, Șurubel Ias, l-a malaxat Heliu. Bună, eu sunt Delia Rus, îmi plac plimbările lungi pe plajă, dulciurile și serialul Game of Thrones. Ce bun ai fost. Eu de ce n-am fost așa hazliu? Poți să mai fac una? Ești Lannister. Te coxez deja. Mamă, cât de tari sunt băieții ăștia de la Virgin Tonic și Bogdan și Șurubel și Ionuț, toți sunt mamă de ei! Andrei Niculae e un tip fain tot timpul. Dar seara, în combinație cu puțină oboseală, e genial. Are acest talent de PR. Face lobby pentru Virgin Sessions. Bună seara! Astăzi vreau să vi prezint pe colegii mei de la Virgin Sessions. Momentan sunt într-o sesiune de convorbiri telefonice. Priviți, ei vorbesc între ei, muzica e foarte tare acolo, nici noi nu putem intra decât dacă avem căști antifonate. Și ei vorbesc între ei la telefon. Ei nu se mai aud de la câtă muzică au pus în cluburi. Nu că ar fi băut. Uite, Ryan, Mark Ryan parcă face pricomigdale acum acolo. Cristi Stanciu ne face cu mâna că totul e ok, că ei se aud. Uite, da, merge, e blană, e țeagă. Așa, după cum puteți observa, momentan au foarte multe minute cu sărbătorile. Și a fost și ziua lui Ryan și a primit și l-a sunat Ryan. Ia uite, și acum se scă, așa fac săracii. Ei de-aia sunt seara târziu, ca să nu ia contact cu cei din jur. Un fel de carantină. De dimineață se curăță tot, înainte de matinal, de Virgin Tonic. Și acum ne arată că ai minute, da. Mulțumim, îmi place telefonul tău. El e un băiat tare blând când iese pe stradă. Aici, în schimb, face ca toate alea. Cristi e mai cu minte. E obosit, Cristi. Și uite cum se scarpină invers. Nu mai îl poate face, pentru că nu dă drumul la telefon. A închis Ryan, dar Cristi încă vorbește. Vorbește singur. Da. Nu, i-a pus-o pe Siri pe și acum vorbește în engleză. Ok, altfel suntem bine. Pe Alexandra o știți. Ce nu știți despre ea e că are o caligrafie. Uai! Din vârful pixului își poate transforma numele. Ce iese din combinația Alexandra și numele ei? Sincer, e o declarație pe proprie răspundere. Cum scrie Alexandra aici? Găurica Alexandra? Găurica!
N-ai cum! Poate hai, numele e pseudonimul. E porecla. Sisa și Gaurică? Nu cred că. Știrile cu Gaurică. Știrile voastre s-a dus de Gaurică. La Virgin Radio. La Virgin Radio. Și în alte găuri. Haide. Cum mă cheamă, mă? Deriarus mă cheamă. Bună, eu sunt Gaurică. Inspectorul Gadget, Bodini, e din altă categorie. E atât de bun încât i-au făcut casă în radio. Adică un fel de poartă în casă. Bine, te pup, papa. Ce faci, mă? Bă, poți să mă ajuți și pe mine cu un Uber pentru tata la aeroport? Acum nu mi-e clar dacă e cu ușă ori fără. Oricum, la noi e deschis mereu. Avem o treabă cu ouăle. Ouăle din salată, secretul din salată. Ouă în studio, ouă în cadou. A venit în sfârșit momentul în care oficializăm acest detaliu. Putem să-i numărăm și ouăle lui Șurubel. Cred că e momentul în care putem să spunem că e oficial. Putem să-i numărăm ouăle lui Șurubel. Mi-a sunat tocmai bine. Dar... în momentele astea în delicicul. E cu. Ai un cuibar de ouă. Am un cuibar? Cum e asta? În momentele astea în care ouăle sunt aproape la fel de valoroase ca aurul, m-am gândit că jocul ăsta e nu mai potrivit. Adică ce vrei să zici, că Șurubel n-are ouă sau cum? Nu știu, hai să vedem după. Cum se joacă ăsta? Măi, deci vă învăț, e foarte tare. În principiu, tu trebuie să umpli căsuțele astea de găini. Nu vreau, nu trebuie să arăt, nu? Nu, lasă-l aici în jos. 3017, boss games. Ideea este că ouăle fac toată treaba. Pentru că ouăle le pot schimba. Dați-vă ce de Nicolae. Ouăle, măi, tot. Eu încă aștept cocoșul. Wow, de la radio, noi de fiecare dată mergem undeva. În weekend, de obicei, mergem direct în club. Alice a dansat până la epuizare pe 1 decembrie. O noapte în Crystal cu un comeback al unei legende trans, Paul Van Dijk. Alice a fost acolo. Adică și Virgin Radio a fost tot acolo. Și din club, de obicei, plecăm undeva. Din club de această dată am plecat direct în Amsterdam. Am plecat, e un plural inutil. Au plecat Șurubel și Cristi Stanciu. Oh, we're going to Amsterdam. Motivul de plasării externe? Nu e ceea ce vă imaginați. Campania Dare to Dream i-a dus acolo. Au îndeplinit acel vis, Ultimate, visul lui Zalan din Cluj. A fost atât de cool ideea acestei deplasări încât au mai plecat doi din radio, așa incognito, Bogdana și George. A, dar să revenim totuși la visul lui Zalan. Acesta vroia să-l întâlnească pe Armin. Ce să vezi, l-a întâlnit. Dar pentru colegii mei plecați în Amsterdam, am și eu o piesă de throwback. Acum trebuie să apelăm puțin și la onestitate. Motivul real pentru care Șurubel s-a dus alături de Zalan în Amsterdam e pentru că avea o datorie din vară la Armin. Armin, ai să mi dai simie. How's that 100? 100? 100 de lei. 100 de lei. Până luni. Până luni. Solicităm pe final de episod câteva modificări în contractul individual de muncă. Da. E vorba de contractul de muncă al lui Vali. Nu înțeleg unde pleacă toate astea. Doamne, ce dor mie de Vali. Nu unde pleacă clipurile când pleacă. Nu se duc clipurile. Se duc, nu știu, Vali știe asta la export, dar Vali în concediu ca media. No. Și el are și el treaba, eu îl înțeleg, că îl iubim toți pe Vali. A fost la Mioritmic. Nu, a fost la Mioritmic și a făcut bypass de ăla și după aia a fost... N-a făcut bypass după Mioritmic. Așa spun eu când muzică și îți face inima bum. Și nu, dar mi-e dor, ăsta e biroul lui, practic am acaparat spațiul omului. E o chinuială aici, mi-e dor, mă, de băiatul ăsta de Vali, o să iau un cadou când vine la mine. Ceva să nu mai plece. Imposibil, ar trebui să facem clauză în contract. Vrei concediu? Nu. Așa se apar acolo. Vrei concediu? Nu. Direct. Fără concediu, mă, băiatule. Uite ce îi supui pe colegii tăi care nu cunosc astfel de chestii pe care tu le cunoști, le-ai învățat, poate într-o altă viață. Nu știu, cum spune Andreea Esca în vlogul ăsta. Am vorbit alte alte vieți, știi? Da, știu. Asta a fost viața on-air și off-air la Virgin Radio în această săptămână. Dacă îți place, like, dacă îți place tare mult, subscribe acestui canal de YouTube. Strumming my pain with his fingers. One time, two times. Singing my life with his words. Two times. Feeling me softly with his song. Feeling me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly.
Băi, să nu știți unde să mă duc, că mai mergeți.